Dragi pedagogi, dragi pedagogii aloveneni, începutul de octombrie este întotdeauna o fericită ocazie să adresăm cuvinte de inimă pedagogilor, mie îmi place să zic învățătorilor noștri. Și sunt deosebit de onorată să o fac acest lucru pentru acei pedagogi, pentru acei învățători care au fost cumva alături de formarea mea profesională și omenească. Pentru că știți bine că provin dintr-un sat care face parte din raionul Iloveni și am absolvit o școală pentru care port tot respectul și toată dragostea. Nu mai vorbesc despre dragostea mea pentru pedagogii care au contribuit la formarea mea. Trebuie să vă mărturisesc că de-a lungul anilor am testat această pregătire și am fost mândră să spun de fiecare dată că sunt absolvent a școlii Medi Barta și să înalț întotdeauna un gând bun și un gând pios către pedagogii care au stat la leagănul formării mele personale. De aceea, în această zi minunată de octombrie, în această zi care vine întotdeauna, în ciuda faptului că trăim vremuri neobișnuite, ca să nu zic grele. Trăim vremuri în care, de exemplu, nu putem să ne vedem față la față astăzi cu dumneavoastră și sunt zeci de ani când acest lucru nu s-a mai întâmplat. Dar am spus întotdeauna că pandemia, seceta, criza economică și probabil criza omenească pe care o trăim, fiindcă am devenit mai răi, fiindcă am devenit intoleranți, fiindcă am devenit mai puțin capabili să ne bucurăm de bucuria și succesul altuia, nu sunt totuși piedici ca să vă spunem dumneavoastră la mulți ani. Pentru că speranța că tot ceea ce este rău sau tot ceea ce ne încurcă să trăim frumos, despre care am vorbit mai sus, depinde în mare măsură de modul în care profesorii, pedagogii noștri vor putea munci. Toate aceste lucruri vorbesc despre aceea că pedagogul este omul care contribuie plenar la modul în care se manifestă omul în societate și societatea în general. Eu știu că nu vă este ușor. Eu cunosc pâinea pedagogului pentru că mama mea este pedagog și a muncit 52 de ani bătuți pe muchie în acest domeniu. Eu știu ce pâine mâncați pentru că am avut onoarea și deosebita ocazie să fiu ministru al educației. Mă bucur foarte mult că în această perioadă am reușit multe. Am reușit să finalizăm și să introducem în circuit noua curiculă. Am reușit să majorăm salariile pedagogilor, da, nu până la nivelul pe care ni l-am dorit să-l aveți acum, dar am făcut un pas important în acest lucru. În mare parte sunt mândră pentru ceea ce am reușit să facem pentru educatorii din grădinițe și pentru personalul non-didactic de acolo. Sunt mândră de faptul că am reușit să realizăm un articol din Codul Educației care nu a fost realizat niciodată și vorbesc despre cei 2000 de lei pentru cheltuielile metodice pe care toți pedagogii din sistem, de la mic la mare, l-au primit. Sunt mândră de faptul că ne-am îngrijit ca în noua curiculă să apară obiecte de care avem nevoie acum și că în educație pentru societate și în robotică și în educația digitală să apară subiecte și teme care frământă societatea de astăzi. Sunt mândră de faptul că ne-am pus problema ce facem mai departe cu corpul didactic din Republica Moldova când peste 2000 de cadre didactice sunt lipsă și mai mult de jumătate sunt, din pedagogi sunt pensionari. Iar pentru asta am redeschis facultățile pedagogice în colegiile pedagogice pentru absolvenții de gimnaziu. Iar pentru asta am majorat indemnizația tinerilor specialiști pedagogi care merg
conform repartizării Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în școlile în care este cea mai mare nevoie de ei, de la 45.000 până la 120.000. Și acest lucru este abia începutul. Am făcut serioase măsuri, am întreprins serioase măsuri pentru aceea ca tinerii specialiști să se simte bine în colectiv, iar primii ani ai lor să fie salarizați conform normei, chiar dacă ei pot munci doar 14 ore din 18. Este adevărat că e puțin, dar este un pas care a arătat ce ne dorim noi, de fapt, în educația din Republica Moldova și cel mai important. Odată cu plecarea guvernului Filip, deocamdată s-a oprit realizarea marelui nostru vis, introducerea unei noi viziuni cu privire la educația în Republica Moldova, care trebuie să devină nu pur și simplu prioritate, așa cum este declarat și în Constituție și în Codul Educației. Ea trebuie să devină prioritatea numărul unu al acestei țări. Și această viziune a fost elaborată cu ajutorul celor mai importanți experți din pedagogie, care au lucrat mai mult de jumătate de an împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și au realizat un document extraordinar. Dragi pedagogi, în această zi de sărbătoare aș fi vrut să vorbim mai puțin de muncă și mai mult de sănătatea, de starea dumneavoastră sufletească, de dispoziția dumneavoastră, de capacitatea de a vă bucura de frumosul din jurul nostru. Și eu asta vă doresc. Trăim, așa cum am spus, vremuri complicate, dar acestea sunt unicile vremuri în care vom trăi. Nu vom avea altă viață. Eu vă mulțumesc și mă închin din inimă pentru munca dumneavoastră. Eu vă încurajez să munciți în continuare în școli, pentru că timpurile frumoase vor reveni. De la Hristos încoace, căruia învățăceii lui spuneau, învățătorule, profesia de pedagog, alături de cea de brutar, alături de cea de medic, alături de cea de constructor, sunt cele mai vechi și neschimbate profesii de care va avea nevoie omenirea. Eu vă doresc sănătate, dragi pedagogi ialoveneni. Eu vă doresc optimism, curaj, încredere în valorile noastre românești, încredere în valorile noastre patriotice și încredere că dacă muncești onest, cu dăruire și cu dragoste de copii și de școală, succesul și, dacă vreți, bucuria și mila lui Dumnezeu vor pogorâ peste noi. La mulți ani!